doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată mai întâi, pe scurt, principalele subiecte ale zilei. 17 angajați ai primăriei în prag de concediere. Mobilizarea polițiștilor pentru mini-vacanța de 1 decembrie. Masă rotundă pentru Ziua Mondială de Combatere a Virusului HIV. Program cu proiecte și soluții pentru giurgiuveni conceput de liberali. Steaua și Astra se întâlnesc pe stadionul Nicolae Dobrin. Angajații serviciului trafic marfă din cadrul societății ADPPSA trăiesc cu teama în suflet că vor fi dați afară chiar în prag de sărbători. Asta pentru că nu mai încasează destui bani de la șoferii de pe camioane care tranzitează orașul. Reprezentanții municipalității liniștesc și spun că nu-și vor pierde locurile de muncă. Situația lor este ca un joc de ping-pong între primărie și societatea comercială. Cei 17 angajați care își desfășoară activitatea în punctele de încasare a taxelor pentru autovehiculele de mare tonaj care trec prin Giurgiu nu mai au liniște de când au aflat că vor fi dați afară de la locul de muncă. Spaima că vor rămâne pe drumuri chiar înainte de sărbători i-a îndemnat pe oameni să ceară explicații atât de la șeful serviciului cât și de la reprezentanții primăriei. După o ședință ce a avut loc la sediul serviciului, oamenii au decis să meargă cu toții la primărie să ceară explicații chiar de la edilul orașului. Am căzut de comun acord. După ce am avut o ședință la sediul ADPP-ului cu domnul director Ruse și cu acordul dânsului cerut în prealabil, ne-am hotărât să venim și la primărie să stăm de vorbă cu domnul primar Nicolae Barbu. Să ne spună și nouă de ce vrea să desfințeze serviciul trafic marfă din cadrul ADPP-ului. Ați primit o hârtie la mână, ceva? Nu am primit nicio hârtie. Dar ele există undeva, putem să le primim în orice moment. Ne-a anunțat că o să le primim și este o situație dificilă pentru toți, pentru că vine iarna, colegii de-ai mei sunt bolnavi. Motivele desfințării acestui serviciu sunt de-a dreptul halucinante. Oamenii nu mai aduc destui bani la Consiliul Local. Timpul invocat de conducere, în speță de primărie, că nu mai aducem bani suficient la bugetul local, că nu încasăm suficient de mulți bani, dar în schimb din luna mai ridicăm problemele astea, nu avem dreptul să oprim toate mașinile care intră în oraș. De ce? Pentru că unele sunt cu dedicație, nu vreau să spun mai mult, se poate înțelege. Și se și știe, și de către conducere, și barăcile care sunt în oraș sunt amplasate necorespunzător. Acele dedicații de care oamenii vorbesc fac referire chiar la firmele unor oameni politici din oraș. Oamenii spun că în momentul în care ies în întâmpinarea șoferilor acestor firme, sunt amenințați că își vor pierde locul de muncă și nici nu primesc niciun ban pe taxa respectivă. Deși angajații așteptau un răspuns de la edilul orașului, aceștia l-au primit însă din partea viceprimarului Liviu Popazu. Conducerea ADP-ului a ajuns la concluzia că nu mai poate să țină acest serviciu și a început demersurile în vederea renunțării la acest serviciu. Primăria nu desfințează acest serviciu și vom găsi o posibilitate, dimineața am avut prima discuție cu directorul dumneavoastră, vom găsi o posibilitate să-l preluăm noi, da? Primăria. Așa că locurile dumneavoastră de muncă nu sunt puse sub semnul întrebării decât din punctul de vedere al angajatorului, unde veți lucra, la ADP sau la Consiliul Local. După ce au plecat de la primărie, angajații au mers să discute cu directorul ADPP Sorin Ruse despre situația lor. O discuție scurtă la care presa nu a avut acces. Una dintre persoanele care a dorit să își protejeze identitatea ne-a spus că le-a fost prezentat un document în care se solicită un împrumut către primărie în valoare de 1,5 miliarde de lei vechi pentru plata salariilor. Răspunsul reprezentanților primăriei a fost că nu sunt bani pentru acest lucru, iar singura soluție este desfințarea serviciului. Mai mult de atât, ni s-a spus că angajatul care a avut curajul să spună în fața camerei problemele cu care se confruntă tot personalul serviciului a fost amenințat că va fi dat afară. Situația acestor oameni este una incertă și este ca o minge de ping-pong ce este aruncată între societatea ADPP și primărie. TV Giurgiu va reveni în jurnalele următoare cu mai multe informații despre acest subiect.
Peste 100 de polițiști vor fi zilnic la datorie în mini-vacanța care va începe mâine pentru a asigura un climat de siguranță pe raza județului Giurgiu. Și de această dată, oamenii legii vor acționa în sistem integrat atât pe linia prevenției cât și a combaterii infracționalității. În mini-vacanța care urmează, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu va acționa zilnic cu peste 100 de polițiști în vederea prevenirii și combaterii infracțiunilor. Numărul polițiștilor va fi suplimentat în special în prima zi a lunii decembrie, atunci când se așteaptă o prezență numeroasă a giurgiuvenilor la manifestările dedicate Zilei Naționale a României. La activitățile din centrul orașului se preconizează că vor participa în jur de 5.000 de persoane. În această mini-vacanță, respectiv în perioada 28 noiembrie, 1 decembrie anul curent, media polițiștilor în fiecare zi va fi de 115, care vor acționa cu peste 60 de mijloace auto. Polițiștii vor fi de la toate structurile operative ale Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, vor acționa în sistem integrat cu celelalte forțe și structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Și agenții de la circulație vor veghea pe principalele artere rutiere, pe drumurile naționale și județene și în zonele cu trafic aglomerat. Pe linie rutieră, o medie de 29 de polițiști rutieri cu 8 aparate radar care, în funcție de condițiile meteo, vor acționa pe principalele drumuri naționale, pe raza municipiului Giurgiu și orașelor Bolintin Vale și Mihăilești. Polițiștii de la rutier vor urmări depistarea șoferilor care circulă cu viteză sau se urcă la volan după ce au consumat băuturi alcoolice. De asemenea, se va acționa pe segmentul acordării de prioritate pietonilor și celorlalte mijloace de transport. După ce au primit recent drapelul de luptă al unității, jandarmii giurgiuveni vor avea prilejul de a defila cu acesta de Ziua Națională a României. Tot atunci, reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi vor asigura și măsurile de ordine și siguranță publică la manifestările prilejuite de ziua de 1 decembrie. Prezenți, de fiecare dată, acolo unde misiunea le-a cerut-o, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu, 120 la număr, vor participa și la ceremonialul militar și religios organizat în municipiul reședință de județ cu prilejul Zilei Naționale a României. Principala misiune a jandarmilor giurgiuveni va fi aceea de a asigura măsurile de ordine și siguranță publică pe timpul acțiunilor de la Monumentul Eroilor, din incinta Bisericii Eroilor și din Piața Tricolorului. Peste 120 de jandarmi vor participa la manifestările organizate în municipiul Giurgiu cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României. Principala misiune a jandarmeriei este aceea de a asigura măsurile de ordine publică pe timpul tuturor activităților. Totodată, Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu va fi reprezentat la ceremonialul militar și religios de plutoane pentru defilare, jandarm pentru depunerea de coroane de flori și gardarea monumentului, iar giurgiuvenii care vor fi prezenți la manifestări vor putea admira câinii de serviciu și autospecialele din dotarea jandarmeriei. Tot de 1 decembrie, pentru prima oară, de la înmânarea drapelului de luptă al unității, jandarmii de la Giurgiu vor avea prilejul să defileze cu neprețuitul și importantul simbol al vitejiei și meritelor poporului român. Reprezentanții mai multor instituții din Giurgiu care sprijină persoanele infectate cu HIV-SIDA și voluntari s-au întâlnit astăzi în cadrul unei mese rotunde. Întrunirea a fost organizată de Asociația Licurici, care a marcat în acest fel, la nivel local, Ziua Mondială de Combatere a HIV-SIDA, ce are loc în fiecare an pe 1 decembrie. Asociația Licurici din Giurgiu a organizat astăzi o masă rotundă în cadrul căreia s-au dezbătut contextul de viață al persoanelor seropozitive, dar și problemele cu care acestea se confruntă în societate. Această întâlnire vine să marcheze Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV-SIDA, ce are loc pe data de 1 decembrie, începând din anul 1988. În cadrul mesei rotunde, președintele asociației a dezvăluit că este o persoană seropozitivă. Trăiesc cu problema asta din anul 1989. Nu mi-e rușine să recunosc că sunt persoană seropozitivă. Încerc să duc o viață normală, având un loc de muncă, da? Pentru că am voie să lucrez. Fiecare om din jurul nostru este unic. Așa am fost percepută și eu, și la locul de muncă, și în diverse instituții unde am activat sau, mă rog, unde am ajuns.
Asociația Licurici implementează la nivelul județului Giurgiu campania Inspired pentru a informa opinia publică cu privire la transmiterea bolii, încurajând la deschidere față de cei ce trăiesc cu această boală. Eu aș vrea să trag un semnal de alarmă că nu mai există programe pentru prevenirea răspândirii acestei boli. Până acum existau anumite programe unde se mai distribuiau serin și rezervative, da. Ori acum aceste programe nu mai există și știm foarte bine că sunt foarte mulți consumatori de droguri. Am participat la o conferință la prefectură unde toată lumea s-a plâns, iar noi suntem singurul județ care am avut tratamentul și l-avem până luna martie. Sperăm de atunci să-l avem în continuare. Deci până în luna martie tratament există. Ani la rând, organizații sau asociații au încercat să atragă atenția asupra nedreptăților la care sunt supuși bolnavii contaminați cu HIV aflați în căutarea unui loc de muncă. Din cei 60 de beneficiari din Asociația Licurici, care au vârste între 20 și 40 de ani, 4 au un loc de muncă full-time sau part-time. Discriminarea este determinată de lipsa de cunoștințe, prejudecăți, dar este și strâns legată de stigmatizarea și etichetarea persoanelor. Asta este ceea ce cred și voluntarii de la Liceul Tudor Vianu, care sunt implicați în campanie. Am început activitatea mea ca și voluntar în Asociația Licurici acum aproximativ 2 ani de zile. Am început să fac voluntariat deoarece un moto al meu este binefacerea și sprijinirea persoanelor care nu sunt atât de norocoase ca și noi. Am observat în timpul acestor 2 ani reticența unor colegi de-al mei și mai multor persoane din comunitate de a se implica în astfel de activități. La nivelul județului Giurgiu, în anul 2014, existau 421 de persoane seropozitive. La nivel național sunt peste 13.333 depistate anul acesta. După finalizarea sondajului efectuat de PNL Giurgiu în municipiu, liberalii pun la punct un program care să conțină soluțiile și proiectele solicitate de giurgiuveni. Rezultatele sondajului și răspunsurile pe care acestea le-a evidențiat vor fi principalele puncte de plecare pentru acest program. Deputatul Florian Nicolae și echipa pe care o conduce în cadrul PNL Giurgiu lucrează la definitivarea programului pe care liberalii îl propun giurgiuvenilor pentru alegerile de anul viitor. Aceasta după ce sondajul efectuat de curând a confirmat candidatura deputatului giurgiuvean. Astăzi știm cine este candidatul nostru pentru funcția de primar și mă refer aici la domnul deputat Florian Nicolae. Este adevărat că cercetarea respectivă a fost mai amplă. Echipele noastre de specialiști din cadrul comisiilor care funcționează în cadrul partidului nostru lucrează la un program cu care candidatul și partidul nostru se vor prezenta în alegeri, pornind de la dorințele giurgiuvenilor. Tot ceea ce își doresc giurgiuvenii vom cuprinde în platforma program a noastră, a Partidului Național Liberal, cu care ne prezentăm în alegerile locale. În acest moment, Partidul Național Liberal identifică soluții în discuții purtate și cu cetățenii și dialogul cu cetățenii din municipiul Giurgiu, prin membrii de partid pe care îi avem, repartizați în toate zonele orașului. În același timp, liberalii promit o campanie axată pe proiecte concrete, una diferită de campaniile de până acum. Mai multe amănunte în ediția specială din această seară după Jurnalul de Știri. Azi a avut loc o nouă ședință extraordinară a Consiliului Județean Giurgiu. Nu au fost multe proiecte pe ordinea de zi, însă discuțiile s-au prelungit mai mult pentru lămuriri decât pentru puncte de vedere. Atmosfera s-a încins la finele ședinței pentru că nu a existat și punctul diverse.
Consilierii județeni s-au întrunit în ședință extraordinară pentru a aproba sumele alocate primăriilor pentru finanțarea cheltuielilor drumurilor județene și comunale, pentru aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți și pentru aprobarea unor tarife ale Camerei Agricole Județene pentru organizarea unor cursuri de formare profesională. Deși la aceste puncte nu au fost obiecții, ci doar lămuriri aduse unor consilieri județeni, discuțiile s-au aprins la finalul ședinței, când s-a luat în discuție un proiect propus de vicepreședintele Cristian Marciu, care vizează revenirea la componența inițială a Comisiei de Validare a Aleșilor din Consiliul Județean. S-a vorbit acum 30 de secunde, de ce s-a întâmplat pe data de tineri 13, da? Faci obiect sau nu faci obiect tu? De ce facem chestia? Deci încă o dată. Deci ce legătură are punctul cu nesemnalul? Faceți puțin aloc. Domnul Boierescu. Lăsați-mă să vorbesc. Domnul Boierescu. Dacă vi s-au încălzit creierile, vă dau afară, că e frig. Deși s-au creat multe confuzii cu privire la acest punct, lămuririle au venit din partea secretarului Florian Dinu. Acea comisie de validare funcționa cu 8 reprezentanți. În mod normal, trebuie să fie un număr impar. Mă înțelegeți? Deci, asta și spune domnul vicepreședintele, pentru că i-am dat vizată pe care în referatul dumneavoastră. N-are cum să fie impar, corect, nicioși. Comisie nu poate fi din număr par. Era din 8. Ea trebuie să întoarcă la 5. În același timp, acea hotărâre lăsa mai e 3 consilieri. Acum revenindu-se la forma din decembrie, este formată din 5 consilieri. Ea a fost perfect legală, pentru că și-a produs efectele, numai că noi încercăm să revenim la forma la care trebuie dată. Chiar și după aceste lămuriri, unii consilieri și-au dorit să mai abordeze și alte subiecte, însă nu li s-a permis, pe motiv că ședințele extraordinare nu prevăd rubrica diverse. Dacă te grăbești, de ce o faci acasă? Nu avem diverse, dar hai să fii rigoros. Să fii rigoros. Să faci acasă la cartelă. Dar te grăbești, că n-am diverse, că n-am să vorbești. Dar nu tu decizi, mă. Hai să fii cum? Când am pus o vorbesc data trecută la diverse, am spus că nu există. Nu există chiar. Am spus eu că nu există. Doriți să avem diverse sau nu doriți? Cine este? Domnule președinte, pe chestia asta data viitoare să discutăm altfel. Dar vă spun public, ce faceți acum presa, domnul președinte, este dictatură. Pune pumnul în gură consilierilor județeni. Era domnul Dinu prezent de față, am vrut să-i pun o întrebare și m-a blocat. În contumacie, ca să nu zic altfel, cu domnul Buduru, pe care l-a pus director la Muzeul de Istorie și care ridică mingea la Fileu. Comisii mixte de control alcătuite din reprezentanța instituțiilor ce au în competență asigurarea sănătății și siguranța alimentară au efectuat prin ordinul prefectului verificări în școlile giurgiuvene. Obiectul controalelor a fost modul de desfășurare și respectarea prevederilor programului Laptele și Cornul. Multe din unitățile de învățământ nu respectau prevederile programului. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar-Veterinare, precum și ai Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Giurgiu, au efectuat controle în grădinițele și școlile de pe raza județului Giurgiu. Organele de control au verificat din ordinul prefectului județului modul de respectare și desfășurare a programului Laptele și Cornul în anul școlar 2015-2016. În perioada 8-20 noiembrie au fost verificate 136 de școli gimnaziale și 145 de unități de învățământ preșcolar. Nici de această dată, neregulile nu au întârziat să apară. Pot să enumăr următoarele. Au existat unități școlare care nu aveau amenajate spații speciale pentru depozitarea acestor produse. De asemenea, aceste spații nu erau dotate cu agregate frigorifice sau numărul de agregate frigorifice era insuficient pentru numărul de elevi și preșcolari arondați unității școlare, motiv pentru care unele produse lactate erau depozitate la temperaturi necorespunzătoare față de cele indicate de către producătorul acestora. De asemenea, s-a constatat faptul că la o unitate școlară din județul Giurgiu, în camera specială amenajată pentru aceste produse, se afla un agregat frigorific existent în această incintă, produse lactate expirate, iaurt expirat din 15 octombrie și
un lapte de consum expirat din 18 noiembrie. Pentru neregulile depistate, comisarii de la Protecția Consumatorului au aplicat o amendă în valoare de 3.000 de lei și 11 avertizmente. În ceea ce privește Direcția de Sănătate Publică, medicii au aplicat 22 de avertizmente și au dispus termene de remediere a situațiilor depistate. Politician francez care a deținut funcția de ministru al justiției pe timpul președintelui Sarkozy, Rachida Dati, s-a născut pe 27 noiembrie 1965. Dati este prima femeie de origine non-europeană și primul arab care deține un mandat pentru un post ministerial cheie în guvernul francez. Politician din Hexagon, economist și magistrat, cu două naționalități, franceză și marocană, Rachida Dati s-a născut în familia unui zidar marocan, a cărui soție, algeriancă, i-a dăruit 12 copii, Rachida fiind al doilea venit pe lume la 27 noiembrie 1965 în Saint-Rémy, Burgonia. Purtătoare de cuvânt al lui Sarkozy, în campania electorală din Franța anului 2007, Dati a fost numită de acesta ministru de justiție, după succesul în prezidențiale al francezului. Mandatul la justiție a lui Dati, prima femeie de origine non-europeană și primul arab care a deținut un post ministerial de o asemenea importanță în guvernul francez, a fost deținut între 18 mai 2007 și 23 iunie 2009. Cu studii la școala de magistratură, o largă experiență în audit, specialist în drept public și științe economice, Rachida este membru al Parlamentului European din 2009, iar ca ministru la justiție, i-a urmat lui Pascal Clément. Despre un subiect îngrijorător, atentatele comise în Franța, și despre atentatori, politicianul francez venea într-un interviu cu o interesantă ipoteză. L'organisation, c'est-à-dire que le fait de projeter un attentat, l'organisation, le cerveau, a été en dehors de France, puisqu'il était, en l'occurrence, à l'état actuel des éléments que nous avons. Ça serait, il serait en Syrie. Mais les acteurs, les auteurs étaient français, étaient belges. Ils sont européens, ils sont nés en France. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile zilei. Rămâneți cu noi, imediat urmează rubricile Sport și Meteo. Nu ratați în această seară la TV Giurgiu emisiunile Iluzii, Prejudecăți, Perspective și Cronica Giurgiuveană. Eu sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend călduros. Fotbal și pasiune, pasiune și prietenie. O nouă competiție fotbalistică este deja în desfășurare. Liga Prieteniei Giurgiu, o întrecere organizată de Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. 16 echipe se întâlnesc între ele în fiecare luni și joi pe terenul La Balon de pe șoseaua Prieteniei. Liga Prieteniei, un nou concept sportiv și social organizat de Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Partida dintre Steaua și Astra Giurgiu din etapa 19 a Ligii 1 se va disputa la Pitești, pe stadionul Nicolae Dobrin. Steliștii fiind obligați să joace la Pitești meciurile de pe teren propriu, pentru că Arena Națională n-a primit avizul Inspectoratului de Stat pentru urgențe. După anunțul că Hațegan nu va fi delegat la acest meci, Chiros Vasaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor din România, a decis ca Radu Petrescu să conducă Steaua Astra. Referitor la derbiul de duminică, președintele clubului Astra, Dani Coman, s-a arătat încrezător în forțele giurgiuvenilor și a declarat: nu contează că meciul va avea loc la Pitești, mi-e indiferent unde jucăm. Suntem mai buni decât ei și îi vom învinge oriunde vom juca. Astra a câștigat acasă cu 2-0 derbiul cu Steaua din etapa 6-a, fiind atunci prima înfrângere a Stelei, la capătul unui meci în care steliștii au avut 3 goluri anulate, dintre care 2 au fost în urma unor faze la care arbitrul Sebastian Colțescu a fost suspectat că a judecat greșit. Steaua Astra se joacă duminică de la ora 20:30 de minute și va fi transmisă în direct de DigiSport și TVR1. Giurgiuvenii care vor să meargă la meci alături de fanii din Liga Suporterilor Astra sunt așteptați duminică la ora 16 în fața Teatrului Tudor Vianu. Deplasarea este asigurată cu microbuzul de către grupul de firme Nova Force.
Mâine vremea ploioasă și rece va pune la încercare suporterii fotbalului care s-au obișnuit să meargă sâmbătă de sâmbătă pe stadioanele județului. Liga 4-a fotbalistică vine cu ultima etapă din tur, cea de-a 13-a, care va abate în cuie clasamentul cel puțin până după vacanța de iarnă. Dunărea Giurgiu va juca în deplasare la Călugăreni, cu ocupanta penultimului loc din clasament, într-o partidă care poate aduce pe Giurgiu veni în poziția de campion de toamnă. Arsenal Malu va juca tot în deplasare la Izvoru, echipa locală Spicul fiind deocamdată pe locul 9 în clasament. Altă întâlnire care poate schimba ordinea în fruntea clasamentului este desigur confruntarea de la Mihai Bravu, unde dacă CSE Izvoarele pierde în deplasare, va face egal de puncte cu cei din Mihai Bravu, dar echipa din Izvoarele va păstra la final de tur locul 3, având un gol avaraj net superior. Iată în continuare toate partidele de mâine. Cu două etape înaintea finalului de tur, în clasamentul seriei Sud, lider este Dunărea Giurgiu cu 34 de puncte, urmată de ACS Arsenal Malu, 31 de puncte, CSE Unirea Izvoarele, 30 de puncte. În locul 4, formația ASE Mihai Bravu cu 27 de puncte, iar pe 5, ASE Real Colibaș cu 21 de puncte. Începând de aseară, competiția Cupa Liga Prieteniei a programat partidele din optimile cupei. Competiția fotbalistică pentru amatori fiind organizată, după cum se știe, de Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Reamintind grupele formate după ce din cele 16 echipe înscrise în competiție au rămas doar 8. În grupa A, Amicii, ASEA Viitorul, Unirea Frătești și ASE Energia Remuș, iar în grupa B, SNLP, PTF Giurgiu, Salvatorii și Los Angeles. Aseară, pe terenul cunoscut cu denumirea La Balon, situat pe șoseaua Prieteniei, s-au desfășurat 4 partide, încheiate cu rezultatele PTF Giurgiu, Salvatorii 3-3, Los Angeles, SNLP 5-1, Unirea Frătești, Amicii 6-2, ASE Energia Remuș, ASEA Viitorul 3-5. Competiția va face o mică derogare de la programul obișnuit de luni și joi, pentru că luni 30 noiembrie va fi pauză, apoi următoarele partide sunt programate joi 3 decembrie, cu începere de la orele 17. Sâmbătă și duminică, la sala de sport a complexului sportiv Marina Anastasovici se va desfășura ediția a 5-a a Cupei Dunării la tenis de masă. Competiția este organizată de Direcția Județeană pentru Tinere și Sport, în colaborare cu Asociația Județeană de Tenis de Masă și Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu. Vor fi 4 categorii de vârstă, și anume 7-8 ani, 9-10 ani, 11-12 ani și 13-15 ani. După cum am spus puțin mai devreme, băieți și fete. Organizatorii au împărțit întrecerea sportivă în două părți, băieții jucând sâmbătă, în timp ce fetele se vor întrece duminică. În fiecare dintre cele două zile, întrecerea începând la ora 9. Concursul se anunța a fi unul foarte disputat, cel puțin având în vedere participarea numeroasă. Sunt invitați și au chiar confirmat participarea la această competiție sportivi în număr de 112, reprezentând 12 cluburi sportive din București, Argeș, Buzău, Dolj și din municipiul București, ponderea cluburilor. Bineînțeles și Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu. Clubul Municipal Dunărea Giurgiu va fi reprezentat în această competiție de un lot de 22 de sportivi, 10 fete și 12 băieți. Dacă la fete avem șanse, dacă stai puțin să ne amintim, la precedenta competiție organizată tot de noi, Cupa de Toamnă, acum 2 luni de zile, am câștigat proba de 9-10 ani prin Bănarul Marina și proba de 11-12 ani prin Pavel Alexandre. Iar la care, bineînțeles, și la acest concurs sperăm că va fi aceeași poziție, adică locul 1. La băieți lucrurile nu stau la fel de optimist. Așteptările antrenorului Anghel Corbu îndreptându-se către locurile 3-4. La băieți este puțin mai greu. Mergem acolo în zona lui locul 3 și 4. Prin cei 3 băieți de la 9-10 ani, și adică
Stoica Mihnea, Drume Andi și Minică Rareș. Alte speranțe vin dinspre sportivele mai mari de vârstă, de la care sunt așteptate rezultate deosebite. Iar la cei mari, pentru că cu ocazia asta am introdus și o categorie mai mare de juniori 2 cadeți, avem fetele care toate trei exact joacă, sunt senioare de fapt la ora asta, cu toate că au vârstă de junior 2. Avem speranțe mari prin Mirea Bianca, Vișana Alexandra și Sima Andreea. Fotbal și pasiune, pasiune și prietenie. O nouă competiție fotbalistică este deja în desfășurare. Liga Prieteniei Giurgiu, o întrecere organizată de Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. 16 echipe se întâlnesc între ele în fiecare luni și joi, pe terenul La Balon de pe șoseaua Prieteniei. Liga Prieteniei, un nou concept sportiv și social organizat de Fundația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Weekend va fi tot vreme închisă cu ninsori în toată zona montană și izolat în rest. Temperaturile maxime, în limitele normelor climatologice caracteristice acestei perioade, vor fi cuprinse între minus 1 grad și 8 grade, mai ridicate în Dobrogea până la 12 grade pe litoral. La Giurgiu, sâmbătă vor fi precipitații mixte, iar duminică cerul se va mai degaja, dar va rămâne predominant noros, cu scurte perioade în care poate apărea soarele. Temperaturile maxime nu vor depăși 6 grade la Giurgiu, Ghimpați, Izvoarele și Hotarele și 5 grade la Mihăilești, Comana și Bolintin Vale. Viteza vântului va fi de 33 de km pe oră dinspre sud-vest, presiunea atmosferică 754 mm coloană de mercur, iar umiditatea 81%. Apele Dunării sunt în creștere cu 35-45 de centimetri, cota probabilă fiind 50 de centimetri.